Doamne ajută și bun regăsit la emisiunea Cuvântul Ierarhului, dialog duhovnicesc cu înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Înalt preasfinția voastră, vă sărutăm dreapta, binecuvântați și iertați și bine ați revenit în studioul Radio Dobrogea. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne lumineze. Înalt preasfinția voastră, din partea foarte multor credincioși și ascultători ai Radio Dobrogea, vă adresăm căldurosul la mulți ani și păstorire îndelungată în Sciția Minor. Mulțumesc! Eparhia cea mai veche a țării noastre. Dumnezeu a rânduit și eu trăiesc emoții permanente, știind că în fiecare zi sunt pe acest pământ apostolic plin de sfințenie, de care nu sunt vrednic, dar mă umilesc și merg la peștera Sfântului Andrei să pomenesc pe credincioșii care au nevoie de mijlocirea primului sfânt al nostru, Părintele Duhovnicesc al tuturor românilor. Vă reamintim, dragi ascultători, că ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și TikTok, iar întrebările le puteți adresa în alt preasfinției sale la adresa de e-mail radiodobrogea@gmail.com. În alt preasfinția voastră, iată primul set de întrebări. O prietenă trece printr-un moment dificil al vieții. Soțul a părăsit-o pentru o altă femeie. Acea femeie este căsătorită și are doi copii. Ea susține că fiii nu sunt ai soțului, ci ai bărbatului prietenii mele. Bărbatul prietenii mele o crede și nu vrea să facă test de paternitate ca să fie sigur că sunt copiii săi. Ce poate să facă prietena mea în acest caz? Ea are cu soțul ei o fată de 16 ani care este foarte afectată de această situație. Da. Să facă, iată, acatistul potirune secat al Maicii Domnului și acatistele și paraclisele Sfântului cuvios mucenic Efrem cel Nou. Și eu le citesc pe acelea și îmi dau o mare putere și o siguranță și va găsi în acatiste toate aceste situații pe care Sfântul Efrem le ajută pe cele în situația ei ca să treacă peste acest necaz, dar să nu se deznădăjduiască. Ce rugăciuni pot face pentru liniște sufletească, liniște în casă și să nu mai am vise urâte care mă întinează? Rugăciuni dimineață și de seară, dacă le faceți, e foarte bine. Iarăși, faceți paraclisul Maicii Domnului, acatistul Sfântului Efrem, aș zice, pentru că îndepărtează tot răul, și acatistul Sfântului Spiridon, a fost de curând. E un mare făcător de minuni și ascultător al cererilor celor ce sunt frământați. Pe 27 ianuarie, sora mea face 3 ani de când a trecut la cele veșnice, iar cumnatul pe 15 ianuarie face 4 ani. Când ar fi mai bine să le facem parastasul, ținând cont că pe sora mea o chema Ionica și avem Sfântul Ioan în ianuarie? De Sfântul Ioan îi putem face o colivă, fiind zi de duminică? Sau cum să facem? Sâmbătă înaintea Sfântului Ioan. Nu faceți duminică, faceți sâmbătă. Dar sâmbătă este boboteaza. Nu, a zice de Sfântul Ioan acum. Din ianuarie. Da, 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 înțeles. Credeam că de Sfântul Ioan din vară. Gură de aur. Nu. A, Sfântul Ioan Gură de Aur, da. Credeam că de acesta zice, de Sfântul Ioan Botezătorul. Deci, faceți într-o sâmbătă, prima sâmbătă după Sfântul Ioan Botezătorul. Pe 26 noiembrie ne-am împărtășit ultima dată. De Crăciun nu vor fi împlinite 40 de zile de la ultima împărtășanie. După spovedit cu dezlegarea duhovnicului, ne putem împărtăși înainte de împlinirea celor 40 de zile? Vă puteți împărtăși acum, este o excepție, sigur. Un creștin a murit în Spania, nepregătit,
și până îl aduce acasă, durează. Sâmbătă face 9 zile. Se pot face pomenirile? Sigur că da. Faceți-le pentru că are nevoie de rugăciune. Este păcat dacă folosim produse, creme, sau dacă facem cadou cuiva produse cu extracte din Marea Moartă, având în vedere ce s-a întâmplat acolo în Vechiul Testament? Da, sigur, aceste produse nu au legătură cu evenimentele. Acolo s-au produs niște lucruri chimice care ajută la sănătate, cele sunt produse care cu adevărat ajută. Nu însemnează că au legătură cu istoricul de acolo. Vă rog să-mi lămuriți o îndoială. A 12-a vinere mare este pentru cei 14.000 de prunci uciși de Irod. Când se ține? Vinerea de dinainte acestei sărbători sau în ziua în care cade, chiar dacă în unii ani nu cade vineri? Așa știu de la mama mea, Dumnezeu să o odihnească, că se ținea post negru în ziua în care cade, fie marți, fie joi, etc. Vă mulțumesc. Cum de ce asta? Pe vinere e vinere. Ziua celor 14.000 de prunci. A, bine. Păi atunci nu se ține post. Că între Crăciun și anul nou. Da. Sfântul Vasile. Eu sunt Alfa și Omega. Ce semnifică? Semnifică Hristos, că este începutul și sfârșitul. E scris limpede, literal, nu trebuie să căutăm un sens, știu eu, simbolic. Ce înseamnă cuvântul Hristos? Hristos sau Mesia însemnează uns, cel care vine trimis de Tatăl să ne mântuiască. Este o asemănare între creștinism și mitraism, ținând cont că ziua zeului Mitra era tot pe 25 decembrie? Nu este nicio asemănare. Este o coincidență de zi, dar nu e asemănare. Care este noutatea adusă de creștinism? Copleșitoare. Toate religiile, în afară de cea mozaică, care avea legătură cu cerul și cu Dumnezeu, erau niște zbateri ale oamenilor, căutarea lui Dumnezeu, că simțeam nevoie de Dumnezeu. Creștinismul vine cu adevărul suprem, adevărul deplin, pentru că îl coboară Tatăl pe Fiul pe pământ ca să ne ridice pe noi la cer. Creștinismul este credința adevărului. Ce canon țin femeile gravide pentru naștere de prunci sănătoși? Sigur, fac acatistul Maicii Domnului. Pot să facă și acatistul Sfântului Efrem. Sfântul Efrem e un sfânt mai nou, dar are mare grijă de copii, și Sfântul Stelian și Sfântul Efrem. Iar minunile care s-au făcut cu Sfântul Efrem sunt atât de numeroase că multe femei care își doreau copii, rugându-se la Sfântul Efrem, au dobândit și mulți copii bolnavi s-au făcut sănătoși și multe femei sterpe prin rugăciune la Sfântul Efrem au dobândit darul de a face copii. Ce să facem în cazul în care ni se întâmplă să idolatrizăm un om? Este un om pe care eu l-am luat ca exemplu și vorbesc des cu dânsul, apărând în viața mea multe schimbări în bine. Nu cred că îl idolatrizați. Îl apreciați. Cei ce cinsteau idolii, cinsteau ca pe Dumnezeu, dumneavoastră îl numiți om. Așadar îl cinstiți, îl respectați ca pe un om. Dacă este un exemplu, este foarte bine să țineți legătura cu un om care vă zidește sufletește, vă aduce binele în sufletul și în viața dumneavoastră. Cum să înțelegem cuvintele din apostol? Ce este da, da și ce este nu, nu? Înseamnă să fim oameni de cuvânt? Sigur că da. Mântuitorul ne spune aceasta. Și apostolul repetă, dar primul care ne spune, zice, cuvântul vostru
să fie da și nu, ce da, da și ce nu, nu. Înseamnă să nu fii îndoielnic, să nu fii suspicios, să nu fii dubios, să fii direct în ceea ce ai de afirmat, de crezut și de împlinit. Cum să readuc bucuria la viață în vremuri dificile? Noi, dacă trăim cu Dumnezeu, fie că ne este bine, fie că ne este greu, fie că suntem sănătoși, fie că suntem bolnavi, noi, fiind cu Hristos, nu putem să ne întristăm sau să ne deznădăjduim. Hristos este bucuria și viața noastră deplină. Mă iertați, se pot face și parastase pentru creștinul mort în Spania, revine doamna de dinainte? Sigur că da, pentru că le facem ca să-i îmbrăcăm sufletul în lumină. Sufletul care e și din trup are nevoie de rugăciune și trebuie să se facă parastas toate soroacele. Cum să ne purtăm dacă ajungem la mânie din pricina cuiva? Contează dacă el este de vină pentru mânia noastră? Păi nu ajungeți la mânie din pricina cuiva. Dumneavoastră vă mâniați. El doar v-a provocat și el a fost provocat de satană. Dacă v-a jignit, v-a nedreptățit, mânia îi aparține personal omului. Se învoiește de fapt cu cel viclean, nu cu omul. Este o confuzie. Este o provocare când cineva chipurile te necăjește. Că nu te poate necăji atât de tare să te mânii. Numai dacă hotărăști tu te mânii. Suferințele și necazurile sunt urmări ale păcatelor sau ale deciziilor mai puțin bune luate în viață? Cum să aflu voia lui Dumnezeu? Pomeniți-mă în rugăciunile înalt preasfinției voastre. Și vă lasă și numele, da, doamna respectivă și adresa de e-mail pentru... Da, să opriți și adresa, să vedem. Așa. Deci suferințele, așa, sunt urmări, da, sunt urmări ale păcatelor. Păi când e o decizie rea, nu ai mintea limpede, nu ai duh de rugăciune. De aceea, ca să aflați voia lui Dumnezeu, trebuie să vă rugați continuu și să stați în comuniune cu Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu. După rugăciune, să vă rămână harul lui Dumnezeu în minte și în inimă și să vă rugați mai departe. Dacă o anumită persoană ne smintește, adică ne aduce gânduri de patimă, ce trebuie să facem? Ne aduce gânduri de patimă, să respingem patima, să biruim gândul. Nu, ce să facem? Și să ne păzim dacă se repetă aceste sugestii pătimașe, să fim mai distanți față de acea persoană. Cum să trăim pe pământ ca să ne întărim în credință? Într-o intensă și copleșitoare comuniune cu Dumnezeu, în rugăciune și în nădejde. Este mai bine să avem mai multă evlavie și să facem mai multă rugăciune la Sfântul al cărui nume îl purtăm? Este foarte bine să facem rugăciune la Sfântul care nume îl purtăm, pentru că El este ocrotitorul nostru. Cum poate scăpa cineva de complexul de inferioritate? Cea care are aceste complexe de inferioritate nici nu s-a putut căsători din această cauză. Este un mare handicap când ai acest complex. Dacă te știi că ești chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu te iubește, nu trebuie să ai acest complex. E o lipsă de credință și o lipsă de relație cu Dumnezeu.
relația cu Dumnezeu nu îți dă voie să ai acest complex. Pentru că ești chipul lui Dumnezeu, cum să ai complex de inferioritate? Sperăm că aveți și ochii amândoi și urechile și puteți să mergeți și să judecați, astfel că acest complex trebuie biruit mereu. Când au apărut sărbătorile bisericești la creștini? Au apărut când a început să fie cinstit Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinții, chiar din veacul apostolic, atunci au apărut sărbătorile. Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt și care sunt păcatele de moarte? Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt cele împotriva virtuților, credința, nădejdea și dragostea, pentru că acestea se nasc atunci când după botez se produce taina mirungerii și omul miruit, după ce s-a botezat, primește harul Duhului Sfânt și atunci el este luptător împotriva răului și păcatele împotriva Duhului Sfânt au această ațățare din partea celui viclean ca noi să ne împotrivim credinței prin necredință sau prea mare încredere, să ne împotrivim nădejde prin mare deznădejde și să ne împotrivim dragostei făcându-ne voia proprie și uitând de Dumnezeu și de seminii noștri. Deci, prea mare încredere și necredința, deznădejde și prea mare nădejde, invidia harului fratern și nepocăința până la moarte. Acestea sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt. Și sigur, păcatele de moarte sunt toate păcatele cele grele, care încep cu mândria, iubire de arginț, celelalte și încheie cu lenea. Făcând acatistul și paraclisul Maicii Domnului, de multe ori le fac mecanic, fiind obișnuit cu ele de multă vreme. Rugăciunile din Octoih au aceleași forme ca și acatistul și paraclisul Maicii Domnului, pentru a mai diversifica puțin rugăciunea. Și poate cu ajutorul lui Dumnezeu să fiu mai atent citind versete noi. Ce este Octoihul și cum se citește? E puțin, o exprimare puțin cam... Da, e mai necunoscător. Și atunci Octoihul cuprinde slujbele celor 8 glasuri care se fac în săptămâna glasului. Fiecare săptămână are un glas și apoi se reiau. Avem 8 glasuri și 8 rânduieli de slujbă în cartea ce se numește Octoih. Se numește Octoih pentru că este cartea care cuprinde cele 8 ode sau cântări zilnice ce se fac de sâmbătă seara până următoarea vineri seara sau vineri dimineață, că se încheie sâmbătă dimineața, se încheie săptămâna, începe sâmbătă seara și se încheie sâmbătă dimineața. Sunt rugăciuni la vecernie și la utrenie. Și Octoihul cuprinde aceste cântări atât de minunate și iată, cuprinde o zestre deosebit de bogată. Este carte care aparține Sfântului Ioan Damaschin, un mare teolog care a apărat și cultul Sfintelor Icoane și care este, iată, înmormântat la mănăstirea Sfântul Sava din Ierusalim, Sfântul Sava fiind autorul tipicului mare a rânduielor de slujbă. Iată, la slujbele principale, vecernie și utrenie, noi avem cele 8 glasuri de la Sfântul Ioan Damaschin. Când nu se poate lua anafura? Când nu credem, când nu ne rugăm,
când mâncăm, anafora trebuie să știm când se ia. Se ia la liturghie după ce ne-am împărtășit. Întâi aghiazm, apoi anafora. În fiecare duminică și în fiecare sărbătoare după Sfânta Liturghie. Cine erau magii de la răsărit? Erau trei împărați sau înțelepți veniți din răsărit. Ei erau cititori în stele și au văzut o stea nouă care a apărut. Erau, așa cum spun scrierile, erau niște împărați ai înțelepciunii. Se folosește coliva și pentru pomenirile la cei vii? Dacă vrea cineva, de pildă, în Transilvania, pentru ziua aniversară cuiva, se face colivă, mai mult decât tort. Că și coliva e o prăjitură foarte bună. De ce ortodoxia este considerată dreapta credință raportat la celelalte religii sau culte? Ortodoxia așa se traduce prin dreaptă credință. Și așa a fost proclamată duminica de pe 23 martie 842, când cultul icoanelor a fost definitivat atât în răsărit cât și în apus, prima duminică din postul mare, duminica Ortodoxiei. Pentru că ortodoxia însemnează dreaptă credință și plinătate de credință. Ea nu poate fi schimbată cu altcineva. Ortodoxia este tot ce are nevoie omul pentru sufletul său. Nu-i lipsește nimic. Vă rugăm să tâlcuiți textul. Citat, nu are olarul putere peste lutul lui, ca din aceeași frământătură să facă un vas de cinste, iar altul de necinste. Roman 9:21. Sigur, acest cuvânt este foarte precis. Olarul face din lutul pe care și-l prepară cele ce și-a propus. Sigur, oamenii de-a lungul vremii făceau vase fie pentru cult, fie pentru uzul zilnic din casă. Trebuie să cele pentru cult trebuie să fie consacrate. Acelea trebuie să aibă cu adevărat o înfățișare și o valoare, să fie făcute din materialul cel mai bun. Că Dumnezeu ne-a dat toate. Să întoarcem lui Dumnezeu cele ce sunt ale sale. Se spune că fiecare are o cruce pe care o poartă. Într-o căsnicie ea devine comună ambilor soți? Da. Dacă soții cu adevărat țin comuniunea, ei au o cruce comună, o cruce a căsătoriei. Dacă cineva se sinucide, este îngropat ca un sinucigaș. După 7 ani se dezgroapă acesta, poate fi reînhumat cu slujbă de înmormântare și trecut în pomelnicul familiei, dacă da, atunci ce temei scripturistic, dogmatic sau tradițional găsim și unde? Vă mulțumesc! Dezgroparea unui sinucigaș. Da. Nu avem temei. Este o practică sentimentală. Că după 7 ani, sigur, sunt în Moldova tradiții în care se dezgroapă după 7 ani în unele localități toți oamenii. Cum era la Boroaia, unde locutea părintele Ilarion Argatu. Și atunci se constată că unii au putrezit, alții nu au putrezit. Acum sunt două feluri de oseminte. Unele sunt sfinte moaște, altele sunt neputrezite ca un blestem.
Și sigur, de aceea au dorit să continue această tradiție cei din părțile acelea, pentru că prin multe rugăciuni cei ce n-au primit darul de a se desface în cei din care au fost alcătuiți, să fie așezați, să roage mai mulți pentru ei. Și într-adevăr, după multe rugăciuni, aceste osăminte se pot desface și ele. M-au încolțit datorii mari. Ce să citesc? Ce să fac să ies din acest colaps? Muncesc și totul este în zadar. Nimic nu sporește, dimpotrivă. Trebuie să fiți mai statornici în rugăciune. Datoriile le-ați făcut, nu vi le-a făcut altcineva. Fiți chibzuiți, toate se pot cu rugăciune și ajutorul lui Dumnezeu. Vă puteți echilibra să scăpați de datorii și să mergeți mai departe, fără acestea să puneți deoparte, să aveți pentru anumite vremuri, că vin vremuri în care trebuie să fii pregătit. Dar, ca să sporească, noi avem și un acatist pentru sporul casei, pentru sporul faptelor bune, ca să trăim cu adevărat în această comuniune și împlinirea datoriei. Ce să fac? Fostul soț mă bate de câte ori mă duc să-mi văd copilul. Ce să faceți? Păi duceți-vă însoțită de cineva ca să fiți apărată. Cum să vă bată, vă duceți să vedeți copilul. La noi la școală, unde învață fetița mea, profesoara de religie îi duce pe copiii la spovedit și împărtășit, dar nu le spune să țină 3 zile de post. Îi poate duce așa? Fetița i-a spus doamnei că trebuie să țină 3 zile de post, ei fiind în clasa a 6-a. Doamna profesoară a zis că n-a auzit de așa ceva. Totuși, ce se va întâmpla cu acești copii dacă ei de la un profesor de religie învață greșit? Iar la biserică este când părintele îi spovedește în grup, la clasa 6-a. Da, nu e în regulă. Un copil de clasa 6 trebuie să ție tot postul. Până la 3 ani copiii nu postesc, dar după 3 ani postesc și copiii. Au nevoie de o creștere spirituală, nu numai de o creștere fizică. Iar cu spovedania în grup? Spovedania în grup nu este folositoare, pentru că nu aduce o relație între duhovnic și fiecare în parte. Noi nu avem această spovedanie în grup. Erau uneori, practicau chipurile de necesitate această spovedanie, dar preotul care spovedește așa nu face ce trebuie. Ce sunt ceasurile care se citesc la utrenie și nu numai? Aceste ceasuri sunt niște rânduieli de slujbă care au o semnificație. Chiar ceasurile 3, 6 și 9 sunt între cele 7 laude. Ceasul întâi nu se pune. Dar iată, ele au semnificație. Ne aducem aminte că la ceasul al 6-lea Hristos a fost răstignit și a pătimit. La ceasul al 9-lea și-a dat sufletul. De aceea acestea sunt rânduieli laude care aduc ofrandă celui ce a pătimit, a murit pe cruce și s-a chinuit. Acestea sunt, fac parte din cele 7 laude, 3, 6 și 9.
Cum trebuie să ne comportăm la vreme de ispită și de îndoială, mai ales când aceasta produce tulburare și întristare? Păi cum să ne comportăm? Să ne luptăm. Produce tulburare dacă nu ne rugăm. Când ne rugăm, biruim ispita și risipim îndoiala. Iar întristarea vine de la cel rău. Nu trebuie să acceptăm întristarea. Întristarea trebuie biruită și înlocuită cu bucuria. Cum putem dobândi pe Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfinței Treimi, care este cinstită ca persoană dumnezească în mod egal cu Tatăl și cu Fiul. Și putem dobândi Harul Duhului Sfânt, pentru că Harul este energia care îmbracă ființa dumnezeiască și ea coboară de la Tatăl în Fiul și de la Fiul în Duhul Sfânt și primim energiile Duhului Sfânt în toate vremile vieții noastre. Care este tâlcuirea acestui text? Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Sigur. Mântuitorul, după ce a privegheat cu ucenicii și s-a rugat de 3 ori, mai deoparte, mai în loc retras pustiu, când a văzut, după a treia rugăciune, că vine Iuda însoțit de mulțime de oameni, cu săbi, cu sulițe, cu toiege, a zis: iată, s-a apropiat cel ce m-a vândut. Iată, acum stăpânitorul lumii acestea vine. El nu are nimic în mine. Și numește pe Satana stăpânitorul acestei lumi, pentru că el stăpânește patimile și păcatele noastre. Stimați ascultători, vom lua o scurtă pauză muzicală. Am revenit, stimați ascultători. În al preasfinția voastră continuăm cu întrebările. Din luna august m-am simțit rău. Am făcut analizele, toate au ieșit bine, însă nu am putut să mă ridic din pat o lună și jumătate. Am chemat preotul, a sfințit casa, am ținut post, m-am spovedit de mai multe ori. Cineva din familie mi-a aprins candela într-o seară și spre dimineață a luat foc și pocnea și uleiul era negru în candelă. Eu cred că această persoană îmi face ceva rău. Ce rugăciuni să fac pentru a-l îndepărta din jurul meu?
Bine, depinde cine e persoana, dacă e rudă sau prieten sau vecin. Posibil să vă facă. Ar trebui să faceți sfințirea casei, să aveți aghiazmă. Acolo trebuie făcut aghiazmă cu molitvele Sfântului Vasile. Hai să vorbim cu persoana că își dă și identitatea, să vorbim mai pe larg. Este păcat să ne ducem părinții la azil? Dacă puteți să-i țineți acasă și din comoditate îi duceți, este păcat. Ei ar trebui să stea la vatra unde s-au ostenit. Acolo e locul. Sigur, niște copii responsabili, iubitori de părinți, nu pot să facă aceasta. Doar dacă sunteți foarte ocupați și au condiții la azil și vizitați mereu și consimt și ei că le este mai bine acolo, dar să se simtă acolo ca acasă, că îi cercetați mereu, atunci există o circumstanță care vă poate îndreptăți la aceasta. Putem pomeni la rugăciune preoții care sunt nepomenitori, dar pe cei care sunt divorțați de soție? Nu putem să-i pomenim. Nepomenitorii s-au despărțit de biserică. Cei divorțați de soție, dacă sunt doar divorțați și poate n-au divorțat ei, n-au nicio vină dacă au divorțat soțiile și ei trăiesc în curăție, sunt preoți, valizi. Avem cazuri din acestea. Cum coborâm mintea în suflet să luăm de acolo apa vie, să bem și să dăm și la alții? Sigur, aici e o figură de stil frumoasă. Coborâm mintea în suflet sau în inimă atunci când ne rugăm profund, adică unim mintea cu inima, se roagă tot trupul și simți acea copleșire în minte și în inimă că Dumnezeu te cucerește. Cum interpretați rugăciunea a doua a Sfântului Ioan Gură de Aur din rânduiala Sfintei Împărtășanii? Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci îndrăznind în bunătatea ta cea nespusă și ca nu cumva, prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel înțelegător. Cine este lupul înțelegător? Satana. Sigur, dacă stai departe de Dumnezeu, te ia în primire Satana. Noi nu putem să fim independenți. Noi suntem ai lui Dumnezeu sau suntem ai celui rău. Că avem o tutelă. De aceea, ca să nu avem tutela celui rău, să rămânem cu Dumnezeu în permanență. Postesc în toate posturile, dar postul acesta fac crize dese de fiere și am arsuri la stomac, care în unele dăți nu trec nici cu medicamente. Ce să mănânc? Cum să procedez? Lucrez la o grădiniță și nu știu cum să gestionez aceste situații. Sigur, aveți un doctor, dar crizele de fiere trebuie să aibă o cauză, fie aveți pietre la fiere, fie la stomac, poate mâncați ceva prăjit, de pildă cartofi prăjiți, aduc gastrită. Și trebuie să fiți atenți cum mâncați și să stați în legătură cu doctorul care e profesionist. Și nu trebuie să suprimați postul. Trebuie să mâncăruri de post, mâncare de post este mai potrivită pentru organism decât cea de dulce. Dar trebuie să fie mai dietetică și atunci vă ajută. Ce putem face cu aghiazma cea mare? O păstrăm în casă, mai stropim cu ea și o folosim înainte de a ne împărtăși. Dacă m-am spovedit azi, dar m-am spovedit după Sfânta Liturghie, mă voi împărtăși mâine, iau aghiazmă mare. De asemenea, când cineva nu are deslegare la Sfânta Împărtășanie,
se spovedește și aghiazmă mare și o ținem și în casă la anumite vremuri de tulburare, de răstriște, acolo vine cineva și noi stropim cu aghiazmă mare. Ne puteți spune care sunt cele mai importante momente în liturghie și ce să facem noi creștinii atunci și cum să le trăim? Sigur, momentele liturghie sunt toate importante, dar începutul și spre sfârșit sunt momentele cele mai vii. Începutul este cu binecuvintea suflete al meu și unul e născut, cu nașterea ca prunc a Fiului lui Dumnezeu, iar spre finalul Sfintei Liturghii este perioada patimilor, a morții și a îngropării și a învierii din morți și a înălțării la ceruri. Aici este liturghia eucharistică în care trebuie să fim foarte atenți, de aceea la Cheruvic cântăm toată grija ce urmească să o lepădăm. Are apogeu Sfânta Liturghie atunci când cântăm cântare importantă, pe tine te lăudăm, și preotul invocă Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt preface pâinea și vinul Dumnezeu în darurile pe care le așteaptă orice creștin al Sfintei Împărtășani, se împărtășesc și preotul și credincios. Ce să fac să nu mai fiu tristă? Sunt tristă pentru că am făcut și multe păcate, dar am venit la biserică de 13 ani și totuși încă am stări de tristețe și pentru păcatele făcute și mă gândesc mereu ce viață frumoasă aș fi avut dacă nu cădeam în acele păcate, dacă veneam de copil la biserică. Problema este că nu m-am căsătorit. Sigur, păcatele urmăresc pe cel ce nu le părăsește. Și foarte greu să stai într-o viață cu păcate. Este o povară. Nu sunt poveri mai grele decât păcatele. Nici bolile, nici datoriile, nici, știu eu, lipsurile nu sunt împovărătoare cum sunt păcatele. Păcatele cu adevărat sufocă sufletul, îl îmbolnăvesc, că ele țin de suflet, că în suflet poruncim mai întâi sau primim îndemnul spre păcat și dacă noi ne învoim, ne lepădăm de viața frumoasă și cădem în aceste abisuri ale răului care ne depărtează de Dumnezeu. Dar tristețea te ține departe de Dumnezeu. Cine a avut multe păcate și are conștiința trează să se întoarcă de la aceste păcate. Problema că nu v-ați căsătorit e și din cauza păcatelor. Sigur, există multe posibilități de întoarcere. Lepădând păcatul de tot, e bine să mergeți să vă căiți la o mănăstire. Dar, sigur, cereți lui Dumnezeu ce vi se potrivește. Faceți acatistul Maicii Domnului Paraclisul, acatistul Sfântului Efrem, potirul nesecat și vă va învăța Dumnezeu calea smereniei, a judecății cât mai drepte și toate cele care vă mai sunt, rugăciuni dimineață și de seară și psaltire. Cum să ajung la smerenie? Cum să nu mai judec? Când spun nu înțeleg de ce procedează cineva așa, înseamnă că judec? Păi depinde dacă vă adresați
referitor la o persoană. Dacă evaluați binele și rău, judecați. Dacă vreți să-l îndreptați, luați-l cu smerenie și cu dragoste, să-i spuneți, iată, hai să ne sfătuim, să ne îndreptăm împreună. Nu știu cum să fac să spovedesc păcatul Malahiei. L-am mai spovedit și cu alte ocazii, dar am căzut iarăși în el. Îmi este o rușine de moarte să apar mereu în fața duhovnicului și să-i spun mereu aceleași lucruri murdare pe care le-am făcut. Pur și simplu nu mai am curaj. Sigur, început de la păcatul Malahiei, da? Sigur, acest păcat trebuie să-l opriți. Și într-un singur mod se poate opri. Să conștientizați că este împotriva firii. Să stați în rugăciune și trezvie. Să simțiți pe Dumnezeu în mintea și în inima dumneavoastră și în tot parcursul pe care îl faceți în timpul zilei. Să vă fie și frică și rușine. Și să nu veți mai putea. Știind că e Dumnezeu de față, n-ai cum să faci acest păcat. Că știi că te săgeată și e necuvință, este nepăsare. Și dacă gândești că astăzi, mâine gândești că mâine, în fiecare zi, spune Sfântul Apostol Pavel, mor în fiecare zi față de păcat, adică nu-l săvârșesc. Și dacă mor în fiecare zi, însemnează că eu am depărtat păcatul. Când mori față de păcat, trăiești cu Dumnezeu. Care este acatistul pentru sporul casei și ce alte rugăciuni să spunem pentru spor? Sigur, există un acatist al sporului casei. Dar există și anumite acatiste cu adevărat. Acatistul acesta, chiar așa se numește sporul casei. Ce alte rugăciuni? Rugăciuni sunt destule, dar faceți câte le faceți înțelese, conștientizați-le. Când citiți acatistul, lepădați-vă de păcatul care vă muncește și atunci veți birui. Are dreptul un călugăr arhimandrit să călugărească alți călugări? Mulțumesc! Păi, orice călugăr, dacă e arhimandrit, e un mare slujitor. Are dreptul, dar în eparhia în care slujește, nu oriunde. Sigur. Ce pot să fac să nu mai urăsc soacra? În primul rând trebuie să uitați motivele pe care o urâți, să vă opriți de la ură, știind că ura e păcat de moarte și constatând calitățile, nu poate să aibă numai defecte, să nu-i mai vânați defectele și să-i vedeți calitățile. Orice om are și bune și rele, priviți numai ce are bun și nu vă împovărați cu ceea ce are rău. O persoană care a fost la vrăjitoare are voie să fie paraclisier? A colaborat cu vrăjitoarea, cu familia vrăjitoarei, i-a înfipt o furculiță prin mânecă la plovăr pe un ceaslov și a făcut un descântec și după a făcut seminarul teologic. Este normal? Puțin ambigu exprimarea, dar totuși e vorba de un paraclisier care a făcut seminarul și care cochetează și cu vrăjitorii. Păi da, asta înseamnă să slujească la doi domni. Pe un ceaslov, mânica, da, niște, pe cum să-ți facă descântec și pe unul să te duci la biserică. A făcut seminarul teologic, vorbește cineva despre el. Da. Nu el să destăinui. Da, este într-o mare confuzie și într-un mare păcat că el a învățat ce-i păcatul și acum îl practică
cu conștiința liberă. E mai bine dacă nu ne căsătorim și ne închinăm viața lui Dumnezeu? Depinde. Nu așa ca prin trageri la sorți. Nu ne căsătorim dacă îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe părinții noștri, pe frați, pe oricine. Și să o facem din atașament pentru Dumnezeu, din iubire, dacă există această iubire de Dumnezeu maximă, sigur te duce la această viață închinată lui Dumnezeu, curăției, fecioriei, ascultării, smereniei, dar nu așa ca o alternativă. Ce să fac dacă un coleg a prins ură pe mine și m-a lovit puternic? Sunt în clasa a noua. Trebuie să te împaci cu acel coleg. Depinde în ce împrejurări te-a lovit. Dumnezeu, oricum trebuie să ierți păcatul acesta. Vezi dacă ai cu cine sta de vorbă. Dacă nu este stăpânit de ură, ziceți că prin ură, trebuie un duhovnic să vă evalueze pe amândoi și dacă sunt punți comune să vă împace și să vă opriți de la ură, el se oprească de la violență. Pot pune parastasul de 6 săptămâni la Sfântul Ioan? Menționez că sorocul celor 40 de zile cade pe 4 ianuarie, în perioada interzisă, dintre Crăciun și Bobotează, numărând în acest caz 43 de zile. Dacă dăm înainte de Crăciun, avem mai puține zile, circa 3 săptămâni. Cum este mai potrivit să dau parastasul de 40 de zile? Sigur, cum să fie? Îl faceți exact... Sorocul pică pe 4 ianuarie. Da. Dumneavoastră să fie pomenit tot timpul la proscomidie, în taină, când nu se fac pomeniri publice, dar pomeniți în taină se fac și sunt de mare folos. Inclusiv la 40 de zile să spuneți preotului să-l pomenească pe 4 ianuarie și dumneavoastră să dați de pomană în această zi. Și faceți parastasul când îi vine timpul, după Bobotează. A aprecia situații de interes public, măsuri luate de politic, precum creșterea taxelor sau impunerea tot felul de obligativități, fără noimă, este tot judecată? Sigur că poate fi judecată și nu trebuie să vă puneți mintea cu politica. Pentru că e păgubos. Dacă nu sunteți oameni politici, nu vă mai dați cu părerea. Vă împovărați cu o grijă în plus. Creșterea taxelor. Evaluați fără gălăgie aceasta. Și constatați că dacă vorbiți, nu rezolvați nimic. Măcar liniștiți-vă sufletul că n-aveți ce face. Puneți la rugăciune să dea Dumnezeu gând bun guvernanților. Pe mine mă enervează la culme că majoritatea de pe stradă fumează în România și sunt foarte iritată. Oriunde merg, în mijloace de transport, șoferul fumează și se simte. La coadă, la patiserie, poate chiar și la serviciu, etc. Ce să fac să nu mă mai irite atât și cum să luăm atitudine împotriva fumatului? Și vă înțeleg foarte bine. Fumatul a fost oarecum, să zicem, restricționat, dar prea puțin. N-ar trebui să fie inhalatori de fum cei care nu fumează, să fie împovărați cu această durere, cu această intoxicație cei care nu fumează. Sigur, legile ar trebui să fie mai categorice, pe cum se fumează la coadă la patiserie. Trebuie făcut o lege în care și în jurul școlilor, că iată,
și la școli, la universități, se fumează aproape de intrare, pe holuri, te sufoci. Trebuie o regulă mai categorică. Mai mulți oameni ar trebui să ceară aceasta. Părinte, dacă țin o săptămână post, pot să mă spovedesc? Eu am vrut să țin tot postul, dar soțul nu m-a lăsat. Numai să mă spovedesc, că împărtășanie știu că nu o pot lua. Da, sigur puteți, dar trebuie să nu fiți silită de soț să mâncați de dulce, nu e normal. Nu se poate așa. Este o lipsă de respect. Sărut dreapta, părinte. Nu știu ce se întâmplă cu mine, mă simt neputincioasă. Eu îmi fac rugăciunile dimineața și seara acatiste când sunt zilele de sfinți, dar parcă le fac mecanic. Ne merge greu, nu răzbim să ne facem o casă a noastră. Poate fi vorba deși de blestemele soacrei mele? Eu cu tot că ea, cu toate că ea ne-a blestemat și ne mai blesteamă, nu o pot urâ. Din contră, îmi este milă de ea, este bolnavă și îmi pare rău că nu pot fi pentru moment lângă ea, că nu suntem în țară. Ce pot face? Vreau, vă rog, un sfat. Sigur, trebuie măcar să o cercetați de la distanță și cineva să o ajute și rugăciunile să vă luptați, să le simțiți. Dacă le faceți mecanic, nu sunt rugăciuni reale, sunt niște lucruri formale. Trebuie să vă luptați ca să vă rugați. A te ruga este lucru cel mai greu. Trebuie să-ți aduni toate puterile, să le pui într-o stare de jertfă către Dumnezeu. Și aceea este rugăciune. Dar cine se roagă greu și se luptă să se roage, face mare lucru. Acea rugăciune este jertfă și Dumnezeu o primește. Ce să fac dacă am găsit în casă un prosop înnodat, care nu este al meu, și două ace cu ață neagră în ele, cu mai multe noduri, puse în locuri în care eu nu le-aș pune niciodată? Pot fi acestea vrăji făcute de cineva? Sigur că sunt semne de lucrări obscure. Ce să caute prosopul înnodat? Acestea sunt semne ale unor lucrări satanice, obscure. Trebuie să păziți casa și să stropiți cu aghiazmă totdeauna. Mai ales aghiazmă mare dacă aveți. Și să vă faceți deslegări și în casă să faceți deslegări. Este un semn clar de lucrare a răului acolo. Dacă bănuiesc o persoană că a făcut aceste practici și nu sunt sigură totuși, cum să fac să nu o nedreptățesc? Simt totuși că aș vrea să mă desprind din prietenia cu ea. Da. Ce să facă să nu cumva să bănuiască pe nedrept? Da, pentru asta trebuie să facă acatiste, să dea rugăciuni. A făcut practici. E vorba de ce a fost mai sus, cu prosopul înnodat și cu bănuiește doamna respectivă bănuiește, pe cineva. Nu știe cine. Și nu vrea să judece pe nedrept. Da. Să se închine, să facă rugăciuni și să Dumnezeu îi va vădi. Să faceți acatistul Sfântului Cuvios mucenic Efrem cel Nou, vedeți că are două acatiste și două paraclise. Sunt atât de frumoase și vă ajută foarte mult. Este păcat dacă facem rugăciunea inimii fără respirație, adică pe inspirație și pe expirație? De multe ori mă iau cu munca sau cu alte ocupații și spun rugăciunea fără să țin cont de inspirație și expirație. Sigur. Trebuie să faceți rugăciunea cât mai firesc. Dacă n-aveți o experiență să faceți pe inspirație și pe expirație, faceți-o cu o conștiință trează, cu o trăire intensă și este primită.
Am un băiat de 12 ani cu autism și îl împărtășesc fără spovedanie, dar pe nemâncate. Este păcat? El nu vorbește. De-abia l-am putut învăța să facă Sfânta Cruce. Dacă percepe ce vorbiți cu el, e bine, nu este păcat. Împărtășiți-l, pentru că el nu poate să greșească, încă nu are discernământ. Sunt un creștin practicant, spovedit, împărtășit la 40 de zile și totuși de mic copil vine vrăjmașul și se așează pe mine și nu mă pot mișca. Sunt conștient. Ce îmi recomandați? Să continuați să fiți practicant. Să mergeți să vă dezlegați de această povară. Cum vine vrăjmașul? Opriți asta să vedem. Să stăm de vorbă cu omul că are niște particularități. Revine cineva în legătură cu mama soacră. Dar soacra nu vrea să vorbească cu noi, părinte, și cu dânsa stă fata ei, care i-a făcut mult rău soacrei și ea și-a dat seama de ceea ce i-a făcut fata ei. Eu mai mult de a mă ruga pentru ea nu am ce să-i fac dacă nu vrea să ne răspundă la telefon. Așa este. Așa să faceți, să vă rugați și v-ați făcut datoria. Mai dați-i mesaje dacă le recepționează cu iertare, cu dorință de implicare. Ce canon se poate face pentru un bolnav de cancer foarte grav? Sigur, acatistul Sfântului Efrem, acatistul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina. Mulți bolnavi s-au vindecat cu acatistul Sfântului Nectarie și Paraclisul Maicii Domnului și potirul nesecat. Doamne ajută, pe 28 noiembrie în satul meu natal a ars un om de viu. Vasile, care la rândul său avea o mătușă, sora mai mare a tatălui, celui decedat, care și dânsa la rândul ei a murit arsă de vie. Dumnezeu să-i odihnească. De ce atât de mare necaz în al preasfințite, din neam în neam arși de vii? Eu nu știu dacă or să mai țină surorile de rânduială. Are o soră cu mai puține posibilități și o soră dată la altă credință. Nu am cum să știu acest lucru. Este păcat dacă aș face parastasul de 40 de zile pentru acest suflet? Doamne ajută! Nu este să faceți, dar e de făcut ceva. Noi am avut în localitatea Cogealac, moriau în fiecare săptămână oameni în accidente. Și mi-am dat seama că mi-au spus de acolo și preoții, am mers și am adunat tot satul și am făcut liturie și aghiazmă cu molitvele Sfântului Vasile. S-au oprit morțile acestea. A fost un blestem aflat. Am aflat după aceea că pe locurile acelea au fost niște oameni care au suprit pe cei ce lucrau și aceia au blestemat. Fost niște blesteme. Iată, trebuie făcute rugăciunile de deslegare de blestem cu molitvele Sfântului Vasile și se poate îndepărta răul. Ce ne puteți spune despre versetele din Evanghelia după Luca? Ați auzit că s-a zis să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o dorească, a și săvârșit un adulter în inima lui. Iar dacă ochiul tău drept te duce la păcat, smulge-l și aruncă-l de la tine. Căci se este mai de folos să piară unul din mândularile tale, dar să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Și dacă mâna ta dreaptă te duce la păcat, tai-o și aruncă-o de la tine. Căci se este de folos să piară unul din mândularile tale, dar să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Sigur, aici se vorbește despre cum participăm noi cu mădularele noastre la păcat.
Era o întrebare, mă iertați în al preasfinția voastră că era o distanță și n-am sesizat. Întreabă Domnul, sunt aceste versete un îndemn la automutilare sau chiar la sinucidere? Nu, de asta voiam să și spun. Mă iertați. Taie și ascruncă mâna sau piciorul sau scoate ochiul, nu se referă decât în mod spiritual, adică stăpânește-ți mâna, asta înseamnă taie. Taie-ți voia spre rău, oprește răul, la asta se referă. Și nu îndeamnă la automutilare, nici la sinucidere, nici într-un caz. Deci este un sens spiritual acesta. Cum scăpăm de ispite? Am început să mă rog seară de seară, însă gândurile rele au devenit și ele mai dese. De ce? Și ce putem face ca să scăpăm de cel rău? Nu vom scăpa niciodată de ispite. Cine vrea să scape de ispite înseamnă că nu vrea să mai trăiască. Cât trăim, ispitele ne însoțesc. Și ispitele nu sunt un rău în sine, ele sunt provocări. Din lupta noastră cu ispitele, noi ne întărim, ne ridicăm moral mai mult, dar e nevoie de o trăire jertfelnică. Sărut mâna înalt preasfințite, binecuvântați, dacă cineva a rostit formula de botez, să-i arate unui om de altă credință cum va fi la botezul ortodox, sub ce canon cade? Ce să facă să o ierte Dumnezeu? Așa. Cineva a rostit formula botezului ortodox către cineva de altă credință. A greșit? Nu a greșit. Către cineva de altă credință. I-a arătat cum se face botezul la ortodoxi. A, păi, nu a greșit. I-a arătat cum se face. Păi cum se arăți dacă nu dai formula? Ce să faci să te ierte o persoană față de care ai greșit și care, deși îi ceri iertare, nu te iartă? Ce să faci? Să insiști și să folosești și un intermediar care să te ajute să intri în comunicare cu acea persoană. Străbunicul meu a avut o soră. Un nepot comun s-a dus la sora străbunicului meu prin octombrie-noiembrie să cumpere niște vin. Sora străbunicului meu i-a răspuns, nu, nu, că altfel mor. Iar marți, pe 1 decembrie 1992, la vârsta de 67 de ani, sora străbunicului meu a făcut comoție cerebrală și a trecut la cele veșnice. Poate simți un om de rând când se apropie clipa să treacă la cele veșnice? Sigur, sunt mai multe situații în care și omul de rând poate simți că i-a venit ceasul sfârșitului. Ce spune? Că și-a amintit și a anunțat sfârșitul. Da, nu? Da, da. Da, poate. Nu trebuie să ne mirăm de aceasta. M-am căsătorit acum 30 de ani cu un bărbat care la acel moment era divorțat a doua oară, eu nefiind până atunci căsătorită, dar nici spovedită, aveam doar 24 de ani. După 10 ani de căsnicie, 3 avorturi și 2 copii născuți și multă durere, am aflat ce înseamnă credința și biserica. Am încercat să-mi cresc copiii cu dragoste de Dumnezeu. Cel mare avea 7 ani când l-am dus la biserică prima dată. Apoi mereu i-am dus pe amândoi mereu. Cel mare a făcut facultatea de teologie, dar este doar cântăreț într-o biserică, probabil pentru păcatele noastre. Nu a rânduit Dumnezeu să fie preot. Acum e bucurie în sufletul meu, dar soțul meu tot nu s-a spovedit niciodată. Și sunt păcate mari în urma mea, care nu se pot șterge așa ușor. Îmi pare foarte rău, dar nu știu ce să fac ca să nu-l las nici pe el în întuneric și să mai pot șterge din păcate. Da, trebuie să fiți insistentă și faceți rugăciuni, faceți poterul nețescat, faceți Sfântul Efrem, să vedeți cât de mult vă va folosi. Luptați-vă să vă faceți timp de aceste acatiste.
Există suflete ale oamenilor care n-au trecut la Domnul și stau în rătăcire pe pământ? Nu. De unde sunt această născocire? Pe sufletele stau fără trup. Merg la o biserică ortodoxă română din Belgia, dar am aflat că este înființată de Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională, fiind ca mitropolit și arhiereu în al preasfințitul Iosif. Este canonică această biserică? Că nu prea îi înțeleg eu, fiind din Republica Moldova. Păi dacă este o biserică ortodoxă... Ține din altul Iosif. Da, sigur, cum să nu fie canonic? Este canonic. Și eu merg acum duminică la o biserică canonică din Anglia, unde am trimis un schit, un viețuitor de-a nostru. E canonic dacă e sub dumneavoastră sunteți în Republica Moldova. Sigur că e canonică, dar dumneavoastră sunteți pe calendarul neîndreptat, de asta poate întrebați și ei sunt pe calendarul îndreptat. Care este diferența între cuget și închipuire? Păi, tu se îndreaptă spre Dumnezeu, spre Maica Domnului, spre Sfinți, spre cei din jurul nostru. Închipuirea este o presupunere, o trăire nereală. Ce e închipuirea? Sunt la liceu. Colegii mei înjură mult și fumează. Mi-au dat și mie să fumez, dar am refuzat și acum își bat joc de mine. Ce să fac? Ce să faceți? Să nu mai fumați. Ați refuzat cum să-și bată joc. Detașați-vă de ei. Și, sigur, nu vă faceți părtași nici la cei ce înjură. Trebuie să nu vă faceți anturaje astfel de păguboase care vă duc la pierzare. Ați explicat mai înainte despre săvârșirea parastasului că nu se face până la bobotează, dar se poate face parastasul în ziua de Sfântul Ioan? Mulțumesc, Doamne ajută! Nu se face până la bobotează. Deci și Sfântul Ioan, dacă e în perioadă, în ce zi pică? Duminică. Duminică, nu? Că e duminică. Duminica e mai mare decât Sfântul Ioan și primează duminica. Părinte, soțul nu m-a lăsat să țin post trupește și nu pot să mă împărtășesc. Am ținut prima săptămână, a doua a început să nu vorbim urât. Am început să vorbim urât, am căzut în păcat cu el numai să fie bine în familie. I-am zis să mă lase să țin ultimile două săptămâni, i-a zis că da. Nu s-a ținut de cuvânt, cel rău l-a făcut să nu mă lase să țin postul trupește. Ce să fac să mă lase să țin posturile toate? Eu îmi doresc din inimă, dar e greu cu el. Pot să mă spovedesc dacă țin ultima săptămână? Da, sigur. Părinte, încă o întrebare. Soțul nu vrea să înțeleagă că eu țin post și să mă lase barem acum cu postul în curăție, să zic așa. Sunt certuri pe tema aceasta. Ce pot face? Mă mai pot împărtăși cu totul? Cu toate că eu nu aș vrea să mă împărtășesc dacă soțul nu vrea să înțeleagă asta? Sigur. Dacă țineți postul... E vorba de relația dintre soți în timpul postului. Da. Soțul solicită, soția ar vrea să țină rânduiala, dar... Să vă sfătuiți cu duhovnicul, compensați cu canon de pocăință zilnic, cu ce se mai poate face și să mai stea de vorbă cineva cu soțul. Se poate stropi cu aghiazmă mare în orice zi din an? De stropit se poate stropi. Părinte drag, uitați ce frumoasă exprimare. Păcatul vinderii trupului pe bani, deși l-a spovedit și s-a oprit, oare cândva se iartă? Sau ce trebuie să se facă? Cândva se iartă. Păi ce?
se oprește păcatul și începe căința foarte intensă. Să înceapă căința și să nu mai repete păcatul. Am soțul care nu s-a împărtășit de 22 de ani, adică înainte de a ne căsători. Este om bun, merge la biserică, se spovedește, postește, dar ia aghiazmă mare. Nu postește în curățenie, nu poate. Ce mă sfătuiți să fac? Cum să-l iau? Pe urmă, așa. Soțul ia doar aghiazmă mare. Că nu postește. Da. Și ea postește. Da. Da, merge la biserică. De ce ia aghiazmă mare? Nu postește. În curățenie nu poate. Trebuie să mai luptați. Trebuie să ajungă și ziua în care să țină postul de plin. Chiar ține numai postul de mâncare. Nu ține și postul de plăceri. Ceea ce înseamnă că nu ține post. Să-l luați cu blândețe și să-l convingeți cu dragoste, nu cu forță. Suntem o familie mai mare din București și dorim să transmitem public în al Preasfințitului recunoștința noastră pentru ajutorul duhovnicesc pe care ni l-a dat mereu și mereu, cu o dragoste și o blândețe care ne-a dat un echilibru extraordinar, pentru că ne-a învățat să ne găsim sprijinul în Domnul nostru Iisus Hristos. Sigur. Cineva vă mulțumește. Și eu vă mulțumesc că recepționați. Țineți-o tot așa. Țineți-vă de rugăciune. Țineți-vă de biserică. Și să trăiți cu Dumnezeu în permanență. Să aveți conștiința că Dumnezeu vă însoțește în minte și în inimă în permanență. Dacă mi-am înșelat soția, trebuie să-i mărturisesc ei adevărul? Depinde. Spuneți la duhovnic și vă sfătuiți cu el. Când trebuie să vă mărturisiți la soție, nu știți ce reacție are. Important este să vă opriți și să vă căiți și să nu o faceți să aibă o cădere și o durere prea mare. Sigur, dumneavoastră, în fapt, înșelarea aceasta a fost o despărțire de ea. Mă pot ruga pentru o persoană decedată care a avut o altă credință? Nu. O pot pomeni la biserică? Nu. Este păcat să petrecem noaptea de anul nou la restaurant sau acasă cu prietenii? Dacă petreceți, e păcat. Nu trebuie să petreceți noaptea de anul nou, ci să vă rugați în noaptea de anul nou. Cum să ne schimbăm duhovnicul fără să-l ofensăm? Să-l schimbați. Dacă nu mai simțiți o legătură, cereți cumva cu multă delicatețe că ați găsit pe cineva la care să mergeți sau pur și simplu nu-i spuneți dacă este obiectivă această schimbare, că vreți mai multă duhovnicie de la alt duhovnic pe care puteți să-l aveți la îndemână. De ce trebuie să ne rugăm în gând atunci când suntem singuri? În ce fel ne fură satana cuvintele și ce face cu ele? Puteți să explicați, vă rog frumos? Sigur, rugăciunile comune se fac cu glas. Rugăciunile particulare, când suntem singuri, se fac în taină. Satana ascultă orice facem, orice rostim. De aceea trebuie să fim atenți. Aceasta este rânduiala. Să fii în intimitate cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu Sfinții, când te rogi și să simți mai profund aceste cuvinte. Nu mă pot bucura de nimic. Cum să-mi schimb starea? Trecând la bucurie, sunteți în indiferență sau în dușmănie, cum să nu vă puteți bucura? Înseamnă că nu vă rugați.
Bucuria nu se găsește decât prin rugăciune. De aceea Sfântul Pavel leagă bucuria de rugăciune, zice: bucurați-vă pururea, dar rugați-vă neîncetat. Dacă te rogi neîncetat, mereu te bucuri, că Dumnezeu e bucurie. Vă veți schimba starea dacă vă veți ruga mereu. Dacă un preot a săvârșit slujba mormântării pentru un sinucigaș, fără să știe că acesta și-a luat viața, se poate aștepta la necazuri? Da. E mare păcat. Cum să mă poziționez față de cineva care mă critică tot timpul? Cu indiferență, ne luând în seamă. Când te critică, nu-ți face niciun rău. Mie îmi place să mă critice, nu-mi place să mă laude. De aceea, dacă vă supărați că vă critică, sunteți mândru sau mândră. Să vă critice. Dumneavoastră fiți detașată de această situație și nu-i portați ură, dușmănie, nici altceva. Câte lumânări se dau cu pomelnicile la Sfântul Altar și ce rost au? Se poate una până la 100, 200, câte vreți. Dar de ce să dați? Dați cu discernământ să fie lumânări pentru policadre sau pentru ce mai aveți nevoie. Depinde fiecare de cu socotința sa, puterea sa. De ce se închid sfintele uși? Sfintele uși despart altarul de cealaltă parte a bisericii. În altar sunt tainele cele mari. Sfânta Liturghie e taina tainelor. Toate au o semnificație. Ce se întâmplă dacă cineva moare fără lumânare? Este bine să trecem acest lucru pe pomelnicile de adormiți, nepregătiți sau mort fără lumânare? Dacă moare fără lumânare dintr-un accident sau dacă a fost o neglijență, sigur e păcat pentru cel ce îi purta de grijă și vedea că are nevoie. Dar lumina, să știți că e cea lăuntrică. Lumânarea e mai mult un simbol. Lumina lăuntrică să fie prezentă. De ce se citesc stâlpii? Acestea sunt pregătiri pentru mergerea celui adormit pe calea lui Hristos. Ce se face cu fașa de la botez? Sigur, fașa de la botez fie se păstrează ca o aducere a minte, fie se folosește practic la ce e nevoie. Poate asculta Dumnezeu rugăciunea cuiva care îmi vrea rău? Depinde cum să asculte cât vrea rău. Dumnezeu nu iubește cele rele. Există o slujbă de dezlegare a cununiilor? Sunt rugăciuni de dezlegare de blestem, molitvele și alte slujbe. Cum putem să nu judecăm pe cel care păcătuiește în mod vădit? Să-l ajutăm, nu să-l judecăm. Să-l îndreptăm. Păi cum? De ce să-l judecăm? Când ne spune apostolul, când vedeți pe unul greșit, întoarce-l de la păcat. Și cu deslegarea cununiei nu sunt rugăciuni speciale. Rugăciuni de deslegare de blestem, molitvele, acestea ajută la deslegarea cununiilor. Ce înseamnă cuvintele cel care stă să ia seama să nu cadă? Da, ca să stăm mereu cu Dumnezeu, trebuie să fim mereu în rugăciune, în smerenie, în dragoste. Să nu osândim pe nimeni, că dacă zice, eu n-am grijă, sunt credincios. Să nu te lauzi cu puterea ta de a crede și a fi statornic, că oricând poți să cazi. Cum putem ști dacă pedeapsa sau ispita care ni se întâmplă nouă este de la Dumnezeu sau de la cel rău? Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni și nu ispitește. Diavolul ispitește. De acolo este ispita.
O persoană care a practicat vrăjitoria toată viața, poate acesteia îi se poate face slujba de mormântare în biserică? Mulțumesc frumos pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Sigur că din neștiință îi se face în biserică. Normal ar fi să nu se facă în biserică dacă a slujit celui rău. Este permis jurământul creștinilor ortodoxi? Avem jurăminte la călugărie, la căsătorie. Este permis, dar nu jurăminte convenționale pentru lucruri mărunte. Cum poate omul să slujească la doi domni? Să fie creștin și să zică că el crede în Dumnezeu, dar să facă faptele diavolului, adică după îndemnul diavolului. Cum să ne împărtășim cu Sfintele Taine fără să ne smintim, chiar dacă am vedea pe un cleric păcătuind trupește? Sigur că ne putem împărtăși fără să ne smintim, dacă ținem toată rânduiala, știind că se ocupă mai mult de, sigur, dacă un preot nu face cele ale preoții, dacă el încalcă legea flagrant, legea lui Dumnezeu, dacă aveți îndoiele asupra lui, să nu vă duceți la el, dar ceea ce săvârșește, dacă este preot valid, ortodox, Hristos săvârșește. Să nu vă fie frică că n-ar fi valabile Sfintele Taine. De ce ne este frică de moarte? Că nu suntem pregătiți să murim. Putem trăi disprețuind viața și lucrurile ei? Da, sigur că putem. Disprețuind viața pătimașă. Da. De ce nu s-au păstrat legile Vechiului Testament? Legea talionului, supunerea femeii? Au fost depășite de legea dragostei. Ce este mucenicia nesângeroasă? Ce este? O răbdare prin care lupți împotriva răului. Până la sânge, dacă e cazul. Dacă nu e vremea prigoanei, lupți mereu. Și este, însăși căsătorie este o mucenicie. Cum o numesc Sfinții Părinți, dacă vrei să fii fidel soțului, să-i faci tot ce trebuie și să împlinești legea lui Dumnezeu. Doamne ajută, ce să fac pentru o fetiță de 13 ani care are o stare de tristețe, de deznădejde? Am intrat într-o mănăstire și a început să plângă în fața unei icoane, întrebându-mă ea de ce nu se poate ruga. Vorbind cu mama ei, mi-a spus că a fost la bunica paternă și a stat acolo singură mai multe zile. Bunica a chemat o persoană oarbă care i-a făcut niște incantații, i-a tăiat și din păr. De atunci fetița nu mai iese din starea aceasta de tristețe, nu se bucură de nimic, sărut mâna. Da, trebuie analizată treaba aceasta, pentru că e un soi de vrăjitorie, de ieșire din ortodoxie. Poate fi, sigur, trebuie aici dezlegări mari, sperăm că n-a trecut-o la vreo sectă sau trebuie să fie cercetată situația aceasta. Cum trebuie să ne purtăm față de cei care îi osândesc pe preoți? Să le spunem că fac păcat, atrăgându-le atenția cu blândețe, pentru că iau păcatele preoților asupra lor. Sora mea s-a apropiat foarte mult de biserică, de credință și eu, fratele, la fel, dar este cu mine foarte tăioasă. Ce să fac? Dacă s-a apropiat de biserică și este tăioasă pe drept, să fiți blând cu ea și să căutați să înțelegeți. Biserica trebuie să vă unească și să vă împace. Când iertăm pe cineva, trebuie să iertăm ca și cum am avea o amnezie, să ni se șteargă din minte complet fapta persoanei respective sau să nu uităm, dar să nu ne mai deranjeze nici persoana respectivă și nici fapta făcută de această persoană. Nu e vorba de amnezie, iertarea trebuie făcută cu uitare. Ce nu uiți,
nu ierți și să, sigur, să te smerești. Fapta trebuie să avem discernământ. Cum să biruim în noi dorința cea rea? Cu făcând binele, rugăciune și purtându-L pe Dumnezeu în sufletul și în viața noastră. Cum trebuie să ne purtăm față de oamenii care sunt iuți din fire? Cu multă răbdare și cu înțelepciune să nu le răspundem la iuțime, decât cu blândețe și cu dragoste. Se poate ca un suflet să nu treacă pe la vămile văzduhului după moarte? Nu se poate. Ce rău aduce omului neascultarea sfaturilor părintelui duhovnic? Despărțirea de Dumnezeu. De ce se iartă un păcat împotriva lui Dumnezeu, iar cel împotriva Duhului Sfânt nu? Păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt păcate care despart pe om de Dumnezeu. De aceea spune Mântuitor că nu se iartă, că sunt împotriva virtuților care ne unesc cu Dumnezeu. La ce se referă Mântuitorul când le spune fariseilor și cărturarilor așa? Strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Pentru că ei țineau la forma lege și nu la fondul legii. Orice știință este mântuitoare pentru suflet? Nu. Știința cea duhovnicească, cunoștința duhovnicească prin care lăudăm pe Dumnezeu și iubim și iubim pe semenii noștri. În al preasfinția voastră, luăm o ultimă întrebare. Cum ne rugăm la Dumnezeu și la Maica Domnului pentru a scăpa de ispite? Tot timpul purtându-L pe Dumnezeu și mijlocind la Maica Domnului, și atunci vom scăpa, vom birui ispitele, nu că vom scăpa. A mai apărut acum o altă întrebare. Cum trebuie să mă poziționez față de cei care își spun maestru spiritual? Personal, acești maestri spirituali nu mi se par deloc ortodoxi, pentru că invocă guru indieni, religia hindusă, ceea ce nu mi se pare deloc ziditor. Cum să fac să nu mă tulbur când văd oameni din biserică care se raportează la ceea ce promovează acești așa ziși maestri spirituali? Nu, ei nu fac parte din biserică, ei sunt intruși acolo, detașați-vă și să nu vă tulbure. În al preasfinția voastră, vă mulțumim pentru sfaturile bune și vă rugăm să ne acordați arhiereasca binecuvântare și sfatul duhovnicesc, dar nu înainte de a ne anunța programul liturgic al în al preasfinției voastre pe următoarea perioadă. Iubiți credincioși, în primul rând, vă mulțumesc că stăm în legătură, în dialogul acesta, care este atât de folositor, că lămurim dreapta credință, lămurim cum să ne rugăm. Și vă mulțumesc pentru pomencile și danile pe care le faceți, și aseară am fost la peștere și vă țin în rugăciuni și în dragostea mea de păstor. Iată, în seara aceasta vom avea acatiste și molitve la 21:40, mâine dimineață de la 6:30 vom avea, sau 6:40 am anunțat, Sfânta Liturghie, așa cum am anunțat, rămâne. Și după aceea avem și Sfântul Maslul la ora 16 la Negru Vodă, iar sâmbătă dimineață voi avea din nou Sfânta Liturghie aici la Catedrală de la 6:45 și seara vom avea mai multe momente. La ora 17 voi merge la Casa Prâncovenească, unde se lansează o carte, voi sta numai puțin, voi vorbi primul și după aceea voi merge la un concert de colinde la Biserica Sfântul Mina, iar seara, sâmbătă, voi avea acatiste și molitve. Duminică voi veni de la 7:40 la Sfânta Biserică și voi începe cel târziu Sfânta Liturghie de la 8, pentru că după aceea trebuie să plec la București, plec în Anglia, invitat prin înalt preasfințitul Iosif la o biserică, la un hram unde se face slujba în noapte, și mă întorc după aceea luni. Sigur, marți dimineața voi fi aici și miercuri, și
Vă voi mai anunța programul mai departe. Dumnezeu să ne primească sfintele rugăciuni, vă binecuvintez pe toți și vă doresc să aveți cu toții bucurie și să fim în comuniune, în dragoste, în rugăciune, în nădejde și ancorați în Dumnezeu cu tot ce facem. Doamne ajută!